Neața, scaieți! Eu am început săptămâna asta cu o mega ordine în dulapurile astea de mult. Voiam să trec prin ele și să dau din lucruri pentru că am realizat că sunt multe pe care nu le pot, le țin doar pentru că le-am purtat într-o perioadă sau, mă rog, știți poezia, că nu e prima dată când vă povestesc de asta, dar mi-e foarte greu să renunț la anumite lucruri. Momentan am făcut aici lângă mine o grămadă de haine, genți, încălțăminte și încă mai am destule prin care să trec, dar am început bine. Nu am timp să fac tot, tot, tot azi, dar am zis că iau puțin câte puțin, puțin câte puțin în fiecare zi. În orice caz, sunt fericită, am mai eliberat, am mai reorganizat pe aici. Arată ceva mai liniștit, mai îngrijit. Dar tot sunt multe. Destul de multe, aș spune. Vom vedea. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by. Changing and all, but why didn't you call? Mi-am făcut o cafea ca să încep ziua asta mai bine, pentru că am dat pe snooze, cred că de vreo 20 de ore azi. M-am trezit la 9 și un pic, nu știu, nu puteam efectiv să mă trezesc, era și în mijlocul unui vis. Și parcă eram, mă deranjează sunetul ăsta, nu dădeam seama că trebuie să mă trezesc. În fine, finally m-am trezit. Mi-am făcut acum o cafea. Mă uitam la un ultimul videoclip de Azoelei să văd ce mai zice, nu știu, mi se pare că are așa o pasă ciudată în ultima vreme, dar în fine. Și nu știu dacă vedeți, în spatele meu am mai făcut niște ordine pe acolo, în sensul că am luat scurgătorul de vase din partea aia, l-am pus într-un dulap, pentru că mi se părea că ocupa spațiu aiurea. Mi-am agățat și stropitoarea acolo sus, am bătut un cui mic, mic de tot, i-am făcut o gaurică cât să pot să o agăț în el și gata, ca să nu... ca să nu mai ocupe loc pe blat aiurea. Și mi se pare că arată mult mai aerisit. Hai să vi-l arăt. Acum că am îndreptat camera către tine, te faci că nu se întâmplă nimic? Ești un hoț. Hai, arată-le cum erai disperat mai devreme să intri în bucătărie. Bine, nici n-am închis ușa până la capăt. E greșeala mea. Băscait, tu știi că n-ai voie. N-ai voie. Degeaba comentezi la mine și mă mâri. Și ție. N-ai voie. Ai înțeles că n-ai voie? Nu prea-ți convine, nu? Asta e, dacă nu-ți convine, dar stai acolo. O să beau și eu acum cafeaua cât termin videoclipul Zoelei, după care vreau să mă apuc de treabă. Azi trebuie să editez vlogul ca să-l postez. Aș vrea să mă spăl cap și să filmez ceva. Mai am un drum pe la poștă de făcut. Ar trebui tot zilele astea, nu știu dacă apuc tot azi, să-i duc laptopul la reparat lui Andrei. Avea un laptop mai vechi. El nu-l mai folosește, că nu mai are nevoie, sincer. Andrei cred că stă mai mult pe tabletă decât stau eu și e tableta mea primită de mine de Crăciun acum mulți ani. Dar îi place foarte mult, așa că a ajuns să fie a lui în mare parte. Și laptopul lui, nu știu, avea o problemă, se deschidea și după aia se închidea random sau nu se deschidea, o chestie de asta. Și vrem să vedem care e treaba cu el, pentru că dacă nu costă mult să reparăm, aș vrea să-l reparăm și să editez pe el. Pentru că are o placă de bază și o placă video mult mai bună, un procesor mult mai bun și teoretic n-ar mai trebui să-mi ia 5 ore să randeze un clip. Sper, vom vedea. Astea ar fi noutățile, să zic așa, pentru voi. O să mă pun să-mi beau cafeaua și ne auzim un picuț mai târziu. Când a venit aseară Andrei, mi-a făcut o mega, mega surpriză. A trecut pe la Lidl să facă niște cumpărături și a găsit ghivecele astea și mi-a luat și mie. Mi-a luat două ghivece mari, două ca ăsta, în care
Mă gândeam să pun niște plante așa mai înalte afară, care să stea afară și doar iarna eventual să le bag înăuntru. Și mi-a luat și trei ghivece care merg puse la balustradă. Am niște șoricei înăuntru cu care se prind și cred că o să pun mușcate în ele. Dar abia aștept. Haideți că eram mega entuziasmată că am crezut că mi-a venit comanda de plante de la Trias. Ce v-am zis în vlogul trecut că am dat o comandă, doar că văd că e de la Farmec pachetul ăsta. E un pachet imens de la Farmec, nu știu ce ar putea să fie. Dar bănuiesc că vom vedea în curând. Vă împing un pic de tot mai încolo ca să am loc aici. Scaite, hai nu te băga în cuțitul meu. Ar fi o idee. Așa. A, nu e de la Farmec. Farmec scria pe cutie, dar văd că e un pliant aici, de la Nufăr și Triumf. Ceea ce e amuzant, că folosesc Nufăr în casă, am o grămadă de produse de curățenie de la ei, că știam că sunt bune. Lasă curățenia de Paște în seama experților Nufăr și Triumf. Doamne, dacă mi-ar veni cineva să-mi facă cu curățenie generală în casă, ce bine ar fi. Nufăr și Triumf fac echipă împreună și zi în întâmpinare în formule modernizate și eficiente care transformă curățenia într-un proces rapid și ușor. Mă rog, sunt scrise mult mai multe chestii aici. Nu le citesc acum pe toate. Ideea e că avem un pachet de la Nufăr și Triumf care conține odată tablița asta, care văd că are un ceas, are un calendar, vine și cu un marker și un mini burețel, să zicem, de șters și niște magneți, deci e și magnetică. Ar fi o idee să o pun la birou. Mă mai gândesc să văd dacă se potrivește. Și mai avem un pachet. Opa! Care, evident că scaite, s-a băgat direct în cutie. Hai să-l mutăm. Scaite, tu rămâi pe partea aia. Iar pachetul ăsta bănuiesc că sunt produsele în sine de curățenie. E și destul de grea cutia asta. Sunt curioasă ce anume au trimis. Ia să vedem. Avem un Nufăr spray de baie, redă strălucire fără clătire, parfum de flori de soc. Asta cred că e drăguț, să-l duc în baia de sus. Nufăr verde pentru geamuri. Am un Nufăr pentru geamuri deja, după ce îl termin, trec și la ăsta, că n-are sens până atunci. Nufăr scos pete, pentru țesături albe și colorate, fără clor. Avem nevoie. Am vreo două perechi de blugi pătate de nămol. Pentru că știți că e foarte entuziasmat când vine acasă și sare pe mine. Și acum că e vremea asta în care se topește zăpada, efectiv e înnămurit tot cât stă afară și sare pe mine și îmi lasă lăbuțe. Și mi s-au pătat blugii, lucru de care sunt foarte tristă. Mai e un degresant, asta cred că a fost fie foarte bun la aragaz și la bucătărie. Și și un detergent pentru vase, care ar fi delicat cu mâinile și cu miros de lavandă. Foarte, foarte drăguț. Acum o să mă apuc de tăiat cutii ca să le pun la reciclat, dar cumva simt că ar trebui să mă apuc de curățenie acum că văd astea, dar nu, n-am timp azi. Dar mulțumesc, nu fac și Triumf. Hei! Wow, ce soare! Am venit la un eveniment Magnific Skin și ACM. Am mai folosit ACM în trecut, nu știu dacă țineți minte când m-am ars eu pe degete de la o acetonă veche și aveam pielea foarte, foarte distrusă. Pe unde ne-a să intre? Ah, gata. Sunt la upstairs rooftop, dar nu știu pe unde să intre, n-am mai venit până acum. În orice caz, am folosit atunci o cremă care ajuta la vindecarea pielii. Și să vedem acum despre ce e vorba. Îmi place super mult ideea asta de plante întoarse invers. Deci efectiv sunt ghivecele puse cu fundul în sus. Asta, de exemplu, e o dracenă și uitați-vă ce drăguț a crescut. Fotograf, asistent de fotograf, model. Fugi, fugi, ia-ți ceva de băut. Adela. Bine, mai mult, mai mult.
adică... Da. Bine. Nu era chiar de mult, adică. Bine, mi se pare mie de mult că noi de obicei ne vedem des, da? Da. Cred că de vreo 2 săptămâni. Cam așa. Da, ne vedem acum. Da, se vede foarte drăguță. Chiar e foarte bună lumina. Este foarte drăguță. Mi-am luat un cafe latte macchiato. Deși am mai băut o cafea pe ziua de azi, dar... Iar acum așteptăm să înceapă evenimentul în sine. Nu știu, se lansează ceva fetelor, nu? Da, da, da. Este gama Acemenul Bufan. Uite, cine știe? Pentru că mi-a șopti una mai. Ah, ok. Niciodată nu se devază. Mi-a venit comanda de plante de pe Trias, de la florăria Trias, și e o mică pădure aici în hol momentan, până încep să le aranjez fiecare la locul lor. Nu o să vi le arăt momentan pe fiecare în parte, pentru că vreau să fac un video separat cu toate plantele din casă și o să vedeți acolo detalii și eu o să menționez care mi se par mai ușor de îngrijit, care mi se par mai greu de îngrijit, în caz că vreți și voi să vă luați. În schimb, o să vă arăt acest ghiveci foarte simpatic cu capul lui Cezar, practic, din ceramică. Am apucat să toc niște ceapă pentru un sote de ciuperci și plâng. Eu nu pot să toc ceapă fără să plâng. Nu știu cum poate Andrei. Nu are nicio treabă. Te văd acolo, te-am văzut! Aveam niște ciuperci pleurotus în frigider și am găsit o rețetă interesantă pe Google. Ca să vă întrebați de unde ne luăm noi toate rețetele, de pe Google. Pur și simplu căutăm ce avem în frigider pe Google și vedem ce putem să facem în combinațiile astea. Și după... Să vină, am vorbit la telefon. Și după cum spuneam, am găsit o rețetă interesantă cu un sote de ciuperci așa pleurotus, cu niște ceapă și usturoi făcute în tigaie, niște condimente, un orez fiert și amestecat așa la final. Și sincer, mi s-a părut o idee excelentă și asta fac și eu acum. Toc ceapa, am tocat usturoiul, urmează ciupercile, iar apoi... După ce termin tura de plâns, vai de mine, nu mai pot. După ce termin tura de plâns, să le trag un pic în tigaie. Nu mai pot. Le sotăm pe fraiere. Răzbunare, dulce răzbunare. Astăzi a fost o zi tare plictisitoare pentru că am stat mai mult să umblu cu niște acte și să semnez niște contracte. Voiam să vă spun că am găsit rujul perfect, roșul, care e fix roșul din părul meu, nu știu dacă îl vedeți, e fix nuanța asta zmeurie de roșu rece. Este nuanța 03 de la Sephora și așa arată după ce am mâncat 2 bucăți de crem și nici am băut apă. De asta zic eu, și nu doar eu, că rujurile lichide mate de la Sephora sunt cele mai bune. Pentru că țin, uitați-vă! În afară de faptul că s-a dus un pic de tot pe interior, ceea ce normal e cremșnit, e foarte cremos, rest a ținut. Și am o problemă cu acest smoc care nu vrea deloc să stea azi. Și primesc un telefon, nu știu la cine. Foarte frumoase serile astea, dar nu mai sunt de mine. Știi care vreau să vă întreb? Uite, uite-o cu clasa care zice acasă, nu? Bătrână! Poate, poate! Da, sunt bătrână! Livielu! Aaaa! Salut, sunt Dudu, sunt singur, n-am prietenă. Ce este? Denisa, nu mai fi bețivă. Yes! Am venit și noi să ne retrăim tinerețea.
la o petrecere la cămin, la poli. Doar că noi stăm deoparte, asta râdea Denisa acum. Că noi ne-am izolat aici amândouă. Da, păi oamenii ăștia sunt mai mici. Nu suntem mai babe. Noi vorbim despre tacâmuri de cumpărat. Da, chiar am vorbit de tacâmuri. Bă, să mi le arăți și mie, să-mi dai link cu ele. Băi, am găsit niște tacâmuri superbe la Zara. Știu, Zara. Nu este neapărat cel mai bun loc. Acum se filmată din două părți. Nu e neapărat cel mai bun loc din lume să cumperi tacâmuri, dar am văzut tacâmuri super frumoase. Bă, chiar și pe negru, și pe negru și cu mâner de negru, și cu mâner negru și cu mâner de lemn. Așa, au lemn. Da. Dar nu poți să le speli la mașină, le speli la vase, în principiu. Depinde. N-am mașină de spălat vase, bogat-o. A. Așa, i-am arătat și lui Eugen tacâmurile astea și eu speram de suflet să-i placă alea pe lemn și zice, sunt oribile și dacă nu sunt oribile, astea pe negru sunt mai frumoase. Și eu zic, no, heartbroken, sufletul, e deal breaker. Dar te simți ca la Kiss? Cu două camere? Da, da, da. Venită direct de la filmarea. Cel mai harnic drag din istorie. Sunt dragne. Făcut niște pui la cuptor cu cartofi. Acum pune niște cașcaval să se topească. Și pe aia niște ceapă verde. Îmi place. Îmi place, abia aștept să mâncăcim. Ia uite mă ce zâmbește el, ești mândru tare. Sunt mândru. Și aici tu un coș. Hai, arată-mi. Mi se pare că mi-era să transpirație ceapa verde. Nu știu. Ștefana 2018. Mergem la parcul de câini, Sisco? Da? Mergem la parcul de câini? E o zi frumoasă de parc? Mai mai degrabă și să arăt întâi. Ne-am vopsit, nu știu dacă mai știți voi, sera aia mică pe care o aveam de la Ikea albă, în care țineam aparatele foto vechi. Am vopsit-o cu spray vopsea cupru. Iar acum, următorul proiect, cât timp se usucă aia, este să ne facem un cuier pentru holul dintre dormitor și baie, pe care să prindem niște saci de iută pe care i-am luat de la Dedeman, băi, dă-te, pentru rufele murdare, ca să ne folosim practic de spațiul ăla de acolo, care în rest era mort. Mamă, și acum arginite asta definitiv. Păi dacă l-am lăsat afară. Uite, e culoarea degetului meu. Ne asortăm. Suntem din Mad Max. Sky, Sisco. Hai că ți-am zis și Sky. Îmi pare rău, Sisco. Știi bine că știu care sunteți. Merge cât de cât? Nu merge, a? Nimic. Stai. Hai cu ăla circular. Coxat. L-ai supărat pe Sisco care vrea să sară, să te atace. Ce am făcut, mă? L-ai supărat. De ce? Nu știu. Vrea să atace fierăstrăul. Stai, băiatul, hai, fii cu minte. După ce ne-am tăiat scândura, am început să o facem cu șmirghelul pe margini, ca să rotunjim. Să facem pe toată lungimea ei până în capăt, după care o să o dăm cu un lac. Am pus acolo una din plantele de la Trias și mi se pare că vine foarte drăguț. Și așa a ieșit scândura până la urmă. I-a dat Andrei și găurile, am șlefuit marginile, i-am rotunjit colțurile și ca să vă dați seama, aici vrem noi să o punem, pe peretele ăsta. O să o prindem undeva la nivelul capului, să zicem. Am luat niște butoni simpli tot de lemn, pe care vreau eu să-i vopsesc într-o altă culoare. Și agățat de butoni, o să vină 4 saci de iută pe perete aici și o să pun niște label-uri în partea de sus. O să fie practic un sac pentru rufe albe, rufe negre, rufe colorate și încă un sac pentru rufele care merg uscate la mașina cu uscător. Și ador ce soare și frumos este acum în casă. Când am fost la Hornbach după uneltele cele necesare, am luat și cactusul ăsta foarte drăguț, mi se pare că arată Mickey Mouse, mi se pare super simpatic și îmi doream de foarte mult unul și când am văzut că au la Hornbach nu m-am putut abține. Uitați să vi-l arăt, ca să nu fie contra lumină, uitați-vă cât de drăguț este și are
Nu vă lăsați păcălite totuși, știu că pare pufos, dar chestiile astea mici și galbene sunt incredibil de dureroase. Sunt mulți, mulți țepi mici și dacă te atingi de el, ți se înfig rău de tot în mână și irită zona. Ne-am apucat să facem suc de fructe natural. Din ce? Mango-ul meu s-a copt. Ce fericire! Deci nu mai vrei suc de fructe. Din portocale, mandarine, mere, nu știu ce mai avem pe aici. Bananele le păstrăm să le mâncăm, dar portocale, mere și mandarine merg numai bine. Dacă aveam și niște morcov, ce bine mergea și ăla. Așa a ieșit suculețul nostru, căpșune amestecate cu portocale, cu mere și cu dragoste. Și e foarte bun. Andrei și l-a băut deja. În 10 secunde, nu știu. Ce auziți aici este voce de pisoi înnebuniți după pliculeț. Și ce vedeți aici este privire de cățel, neînțeles. Ce faci, mă? La mine e privirea de cățel. Cum era și mie telefonul? Da, ce drăguț. Sunt o drăguță. Noapte bună, Sisko.